Bună seara, bună seara și bine vă găsesc! Vreau, în primul rând, să mă asigur că mă vedeți și că mă auziți bine. Și am să vă rog să scrieți în comentarii dacă mă vedeți și dacă mă auziți bine. Ia să vedem, nu-mi dau seama încă unde pot să văd comentariile. Bună seara, bună seara! Vreau să îmi spuneți de unde sunteți, din ce orașe suntem aici împreună în această seară, dacă sunteți din ce orașe din România sau poate din străinătate, sunt tare curioasă. Camelia îmi spune foarte bine, ce mă bucur, Camelia, îți mulțumesc pentru confirmare. Uite că pot să văd și comentariile voastre aici. Bună seara, Gheorghe! Bună seara! Sandra îmi confirmă că este Roxana, mă bucur să te văd! Super! Deci mă auziți, mă vedeți, asta este minunat! Și din ce orașe sunteți? De unde ne-am strâns împreună în această seară? Urmează acum să văd și comentariile voastre. Ia să vedem, Timișoara, București, București, Baia Mare, Brașov, salut Baia Mare, mi-e dor și mie de, eu vin de acolo, din satul Marea Negreștioaș, Brașov, București, bună seara, Camelia, super! Ok, dragilor, mă bucur că se vede bine, mă bucur că ne auzim și mă bucur și sunt recunoscătoare că sunt aici cu voi în această seară. Și înainte de toate vreau să mulțumesc organizatorilor România Meditează Summit pentru invitația de a începe acest summit înainte de sărbători și de a aduce bucurie în viețile voastre. Și mă bucur că prin România Meditează pot să fiu părtașă și să duc mai departe ce am pregătit pentru voi în această seară. Înainte de toate, vreau să vă spun că ar fi tare bine să aveți alături de voi un pahar cu apă, am și eu aici lângă mine, și să aveți un pix și o agendă sau foaie pe care să notați, pentru că am pregătit și câteva exerciții pentru voi, am pregătit câteva întrebări pentru voi, niște exerciții prin care am să vă ghidez în această seară și o să vă prindă bine inclusiv să scrieți ahaurile voastre. Așa că dacă încă nu aveți un pic sau o agendă lângă voi, este momentul acum să găsiți repede și să o aduceți aproape de voi, până când începem să ne strângem. Am să spun câteva cuvinte despre mine. Unii dintre voi probabil mă știu și chiar sunt curioasă cu cine am mai avut până acum contactul prin evenimentele Evoluăm Împreună. Eu sunt Alina Măreara Finta, sunt fondatoarea comunității Evoluăm Împreună, una dintre cele mai mari comunități de dezvoltare personală și spirituală din România. Iar la vârsta de 22 de ani aveam o întrebare care ardea așa în interiorul meu. Care este misiunea mea? Deci încă de la vârsta de 22 de ani m-am întrebat și nu m-am lăsat până nu mi-am descoperit misiunea. Câteva luni mai târziu, după lungi căutări interioare, mi-am descoperit misiunea și astfel am înființat comunitatea Evoluăm Împreună, unde timp de 7 ani am susținut transformarea a peste 18.000 de oameni care au participat la evenimentele Evoluăm Împreună. Probabil unii dintre voi ați participat la aceste evenimente și aceasta a fost misiunea mea timp de 7 ani de zile. De anul trecut, sufletul m-a chemat spre o altă misiune, aceea de a le ghida pe femei să-și descopere, să-și valorizeze darurile, talentele, capacitățile pe care ele le au și să contribuie, să aducă, să-și găsească misiunea și să aducă o contribuție și să facă o diferență în această lume. Așa cum probabil intuiți deja, tema acestei prezentări este
despre misiunea personală și cum să trăiești o viață împlinită și cu sens, urmându-ți misiunea sufletului tău. Despre asta am să vă vorbesc în această seară și ce vreau să vă mai spun este că am rugămintea să păstrați întrebările la finalul prezentării, o să dureze în jur de o oră prezentarea mea și cu mare drag vă răspund la întrebări. Notați-le pe măsură ce am să fac această prezentare, notați-vă întrebările voastre și la final am să vă răspund cu drag la ele. Până atunci am să vă spun ce am pregătit pentru voi în această seară. Din păcate nu reușesc să dau și share screen pentru că aveam și o prezentare PowerPoint, dar nu reușesc să mă și văd și să dau, curs prezentării și am preferat să aleg varianta aceasta de a mă conecta cu voi. Dar haideți să vă spun ce am pregătit pentru voi în această seară. O să mă ajute telefon pentru că am prezentarea pe telefon. În prima parte o să vorbim despre ce este și ce nu este misiunea personală. Apoi o să aflați care este legătura dintre copilărie și misiunea personală. Apoi am să vă vorbesc despre cea mai mare capcană care stă în calea misiunii tale și cum să o eviți. Și urmează să împărtășesc cea mai mare provocare a mea în descoperirea misiunii, care a fost procesul meu și care a fost acel obstacol profund pe care a fost nevoie să-l depășesc ca să pot să-mi urmez calea. Și, de asemenea, care sunt indicatorii care îți arată că îți trăiești misiunea și cum să ții cont de ei. Pentru că am observat că majoritatea oamenilor neglijează indicatorii pe care sufletul ni transmite cu privire la misiunea noastră. Și așa cum am spus, la final, dacă rămâi până la final, am să răspund cu drag întrebărilor pe care le ai despre misiunea personală. Așa că vreau înainte să încep cu o întrebare pentru voi. Așa cum v-am spus, o să vă adresez întrebări. Scopul lor este să vă ducă într-o călătorie interioară în această seară și să primiți niște indicii, aha-uri, cu privire la propria voastră misiune. Vreau să vă întreb ce e pentru tine misiunea personală. Dacă ar fi să dai definiția ta asupra misiunii personale, care ar fi aceea? Și te rog tare mult să îmi scrii în comentarii cum vezi tu misiunea personală. Și o să mă uit aici să văd comentariile, așa cum îți vine acum în acest moment. Ce e pentru tine misiunea personală? Așa că o să mă uit aici. Așa cum poți tu să dai acum o definiție a ei. Bună seara de la Bacău, spuneți Felicia. Încă nu mi-apar comentariile voastre, s-ar putea să mi-apară puțin cu o ușoară întârziere. Dar sunt aici și avem răbdare. Deci Adina ne spune să ajut. Adina Linca, îți mulțumesc Adina pentru răspuns. Ce înseamnă pentru tine misiunea personală? Valoarea mea adăugată. Mulțumim Camelia. Aștept în continuare răspunsurile voastre, așa cum vedeți voi, misiunea personală. Atunci când faci ceva cu plăcere, spune Genoveva. Mulțumesc! Misiunea mea personală este să fiu cea mai bună mamă și prietenă pentru copiii mei. Minunați! Felicia! Super! Este munca pe care o fac cu ușurință și dăruire și aduc în valoare toate calitățile. Mulțumesc, Roxana! Ce este pentru tine misiunea personală? Mai aștept două răspunsuri. Gheorghe spune plata karmică.
Ia să vedem și mai aștept un răspuns. Ce este pentru tine misiunea personală? Să ajut să mă cunosc pe mine și să scot tot ce este mai bun din mine, spune Slavița. Super! Mulțumesc tare mult! Mă bucur că avem această interacțiune și că sunteți prezenți și că interacționăm. Asta îmi doresc și eu prin această prezentare. În continuare, vreau să vă vorbesc despre ce nu este misiunea personală, pentru că apoi să vă spun perspectiva mea despre misiunea personală și o definiție pe care o văd cât mai în prezent, să zic, adusă în lumea aceasta fizică. În primul rând, misiunea personală nu este doar despre ceilalți, pentru că în momentul în care misiunea personală este despre ceilalți, și e doar despre ceilalți, de cele mai multe ori tu poți să ajungi să te pierzi pe tine. Da, misiunea personală implică contribuția și a aduce o contribuție în această lume și a face o diferență în această lume servindu-i pe ceilalți prin cine ești tu, dar misiunea personală are două sensuri, două mari sensuri și ea nu poate exista dacă nu sunt cele două sensuri. În primul rând, misiunea personală implică ai servi pe ceilalți și înseamnă propria ta creștere pe măsură ce tu îți aduci această contribuție în lume. Deci sunt două mari elemente de care avem nevoie în misiunea personală. Propria noastră creștere în timp ce îi servim pe ceilalți. Asta vreau să confirm pentru voi încă de la început. După care, vreau să mă mai spun că nu este despre a-i salva pe ceilalți. Nu este despre eu sunt aici să vă salvez pe voi pentru că pământul are nevoie de salvator sau cineva are nevoie de a fi salvat. În momentul în care mergi cu această atitudine și e o atitudine pe care am văzut destul de des întâlnită, mai ales celor care fac partea aceasta de terapie, dacă este despre a-i salva pe ceilalți, în momentul acela, în primul rând, tu nu le vezi puterea lor și în al doilea rând, te ridici deasupra lor. Și dacă te vei poziționa în rolul acesta de salvator al celorlalți, nu mai poți să aduci o contribuție în această lume pentru că tu nu poți să-i vezi pe ceilalți capabili de puterea lor interioară și resursele pe care ei le au să facă transformări în viața lor. Misiunea nu este despre a-i salva, misiunea poate să fie despre a susține un spațiu, despre a crea un spațiu de transformare, dacă vorbim despre domeniul acesta al terapiei, și despre a ghida oamenii în acest spațiu. Dar oamenii sunt cei care au resursele și puterea lor interioară în acest proces. De asemenea, ce nu este misiunea personală? Am tot auzit și eu lucrând cu femeile, de anul trecut, misiunea mea este să le susțin pe femei să-și găsească misiunea și să se libereze de blocaje. Am auzit tare mult cuvântul acesta trebuie. Eu vreau să știu ce trebuie să fac în această viață. Eu vreau să știu ce trebuie să fac, care mi este misiunea. În momentul în care tu vezi că misiunea este ceva ce trebuie să faci, ce se întâmplă este că ajungi să pui multă presiune pe tine. Și ajungi să faci lucrurile dintr-o foarte mare tensiune, ca și cum cineva îți ordonă de sus că tu trebuie să faci lucrul respectiv și te face destul de mult să fii constrâns și să nu mai ai libertatea de a face lucrurile. Dacă ne uităm în trecut, cuvântul acesta trebuie, l-am auzit destul de mult în copilărie și în trecut. Trebuie să fii așa, trebuie să faci asta, trebuie să fii cineva în viață. Iar dacă noi ne spunem că misiunea este ceva ce trebuie, vom merge în subconștientul nostru într-un proces profund de presiune și nu o să mai avem libertatea de a dărui și libertatea de a aduce o contribuție în lume, pentru că trebuie vine la pachet cu impunere. Deci misiunea nu trebuie. Ar spune mai degrabă că este mai degrabă alegerea pe care eu o fac pentru că nu văd viața altfel decât urmând misiunea. Adică viața mea nu are sens dacă eu nu-mi urmez această misiune și este propria mea alegere pentru că eu aleg să merg pe drumul misiunii mele. Apoi, misiunea nu este în afara ta.
misiunea nu este în afară, adică să vină cineva din afară sau să fie în afara ta. Misiunea este ceva ce rezultă și se expansionează din interiorul tău către ceilalți. Misiunea poți să o recunoști și poți să o găsești în momentul în care te cunoști suficient de bine pe tine și poți să-ți valorizezi talanții pe care tu ai în această viață. Misiunea pornește de la tine spre ceilalți și nu de la ceilalți spre tine. Deci tu ești cheia, tu ești sursa, bineînțeles, de la sursa sufletului, sursa sinelui, prin care curge misiunea personală. Și acum mai vreau să mai completez încă un lucru referitor la ce nu este misiunea. Misiunea nu este separată de lumea materială. Noi am venit pe acest pământ, în această lume fizică, așa cum știți, ne-am ales familia în care să venim, ne-am ales experiențele prin care să evoluăm cel mai mult în această viață. Și misiunea este despre a integra materia și lumea fizică. Pentru că dacă noi nu aducem în acțiune misiunea, este mai degrabă doar o idee faină, un vis frumos, dar avem nevoie să integrăm misiunea în lumea materială. Pentru că misiunea curge, se manifestă prin a fi, prin cine sunt eu, asta sunt eu în sinele meu autentic, se manifestă prin a face, adică eu prin misiunea mea fac lucruri și creez pentru ceilalți, cum este, de exemplu, în cazul meu. Fac sesiuni de coaching prin care le susțin pe femei să se regăsească și să pășească pe calea misiunilor. Fac programe educaționale, fac aceste live-uri, dar am nevoie de acțiune ca să manifest misiunea. Fără acțiune, misiunea este un vis și dacă nu o aduci în realitate, nu poți să o materializezi. Deci misiunea pornește din a fi, se manifestă prin a face și se completează prin a avea. Adică avem nevoie să și primim în misiunea noastră, nu doar să dăruim. Și asta este un lucru tare important, pentru că dacă tu nu înveți să primești pe măsură ce aduci o contribuție în această lume, că primești lucruri în schimb, că primești inclusiv bani în misiunea ta, dacă nu există acest schimb, vei ajunge să renunți și vei ajunge să crezi că nu aceasta ți este misiunea. Pentru că doar pe măsură ce există acest schimb echitabil dintre a primi și a dărui, poți să servești mai mulți oameni prin misiunea ta și să aduci un mai mare impact în viață. Și sigur că acum vorbim despre misiunea pornind de la darurile, abilitățile, capacitățile și talentele tale. Mai este o misiune la nivelul familiei în care venim, dar nu aceasta este tema acestei prezentări. Dar vorbim despre misiunea la nivel în lume, pentru că fiecare om de pe pământul acesta, fiecare om care se găsește aici, a venit cu o misiune. Fie că o cunoaște la nivel conștient, fie că nu o cunoaște. Fiecare om de pe pământul acesta are niște capacități, abilități, daruri pe care să le dăruiască și prin care să-și îmbogățească atât viața lui, cât și viața celorlalți. Și e important să știm acest lucru. Tu, cea care și cel care privește această prezentare, ai daruri, ai capacități și prin ele poți să-ți urmezi misiunea. Misiunea ta pornește de la tine și de la darurile tale. Și cum văd eu o definiție a misiunii, este că misiunea este direcția, scopul pe care îl dai vieții tale prin darurile, talentele și capacitățile tale, aducând o contribuție în lume care are sens și semnificație pentru tine și trăind o viață cu împlinire atât pe plan sufletesc cât și pe plan material. E nevoie ca atât planul sufletesc cât și planul material să fie împreună pentru ca tu să mergi pe misiunea ta. Și asta este definiția pe care eu văd legată de misiunea personală. Și vreau aici să adaug un citat care mie îmi place tare mult. William Shakespeare spunea așa: scopul vieții este să-ți găsești talentul, darul tău. Și mai spun încă o dată: scopul vieții este să-ți găsești talentul, darul tău.
Scopul vieții este să-l dai mai departe. Deci, cea mai mare împlinire pe care noi putem să o avem în această viață este să contribuim prin cine suntem noi, prin talentul, prin darul nostru, prin ceea ce pe noi ne împlinește cel mai mult în viețile celorlalți. Și este extraordinar cum fiecare persoană care vine pe acest pământ are resurse, are daruri, are talente prin care să contribuie în viețile celorlalți. Da, este adevărat că mulți oameni nu își valorizează și nu își prețuiesc aceste daruri și aceste talente, dar eu cred că cei care sunteți aici de față, sunteți aici și ați făcut un pas în direcția misiunii voastre. Și acum am să vă vorbesc despre legătura dintre, care e legătura dintre copilărie și misiunea personală. Pentru că există o legătură. Și e o legătură pe care mulți oameni o neglijează, ba că poate nu-și amintesc lucruri din copilărie, ba că ce legătură are copilăria cu ce drumul meu în viață. Dar astăzi o să aflați care este această legătură dintre copilărie și misiunea personală. În copilărie, dacă vă amintiți cum erați voi sau momente cu voi, și dacă vă uitați, dacă aveți copii prin preajmă, poate aveți nepoți, poate aveți copii, poate aveți vecini, dacă vă uitați la un copil, el este cel mai în acord cu sinele lui autentic și cu autenticitatea lui când se joacă și când face acea activitate pe care ar face tot timpul, nici dacă îl chem la masă, el în continuare vrea să o facă. Și el este în acel moment conectat la ceea ce el este înzestrat să facă. E important să ne uităm la acești indicatori din copilăria noastră, pentru că sunt două aspecte aici. În primul rând, experiențele pe care noi le-am avut în copilărie, atât cele provocatoare, dureroase, cât și cele, să zic, împlinitoare, ne ajută să vedem un fir roșu al misiunii personale. Pentru că există un fir roșu al misiunii personale în copilăria noastră. Și pentru asta am pregătit niște întrebări pentru voi, ca să puteți să vă conectați acolo și niște exerciții scurte, ca să vă reconectați cu acele părți, cu acele daruri pe care probabil le-ați lăsat sau le-ați uitat în copilăria voastră. Și tot ce te invit să faci acum este să-ți dai voie așa să mergi într-o călătorie interioară, să închizi ochii și am să pun câteva întrebări. În primul rând, tot ce e important să faci este să îți duci atenția în corpul tău, pentru că cu cât închizi ochii și te conectezi la corpul tău, cu atât poți să-ți accesezi acele amintiri din trecut care au legătură cu regăsirea darurilor din copilăria ta. Și doar lasă să-ți vină în fața ochilor tăi imaginea cu jocurile tale preferate în copilărie. Ce anume aveau aceste jocuri în trecut? Doar lasă să-ți apară cum te jucai tu în copilărie. Te jucai de unul singur, de una singură sau cu alți copii. Ce iubeai să te joci și te-ai fi jucat zi și noapte și îți plăceau acele jocuri. Și lasă să vezi ce-ți apare și dacă ți-a venit răspunsul, dacă ți-a venit răspunsul, notează-l în agenda ta, notează-l alături. Ce iubeai să faci? Cu ce te jucai? De exemplu, în cazul meu, iubeam foarte mult să fiu cu copiii, cu mulți copii pe stradă, la țară, și să ne jucăm jocuri de v-ați ascunselea, rațele și vânătorii. Iubeam tot timpul să am pro copii în preajmă. Față de deosebire, de exemplu, de sora mea, care nu era atât de în legătură cu partea aceasta cu copiii, prefera câteodată să se joace singură. Deci, lasă să îți apară
Ce anume iubeai să faci în copilăria ta? Apoi te invit să lași să apară în fața ochilor tăi o altă imagine, un alt moment important pe care e important acum să te reconectezi la el. Unde ți era cel mai ușor să ai creativitate în copilărie? În ce domeniu sau la ce materie îți era ușor să descoperi soluții noi și îți plăcea să explorezi din propria inițiativă? Unde poate creai lucruri cu mâinile tale, poate creai lucruri prin culoare, poate creai prin voce, prin scris? Unde era creativitatea ta, acel moment în care creiai? Și lasă vezi ce îți apare. Poate mai nevoie să stai câteva secunde, poate acolo să cauți să vezi și să lași să-ți apară imaginea. Cu ce anume creai cu ușurință în copilăria ta? De exemplu, mie îmi plăcea foarte mult să creez jocuri. Îmi plăcea foarte mult să fiu creativă în rolul de profesor, în rolul de medic. Acolo eu mă simțeam așa creativă și în largul meu. Vezi ce imagine ți apare acum. Poate că vine în acest moment răspunsul sau o să vină. Nu numai mai diseară sau mâine, dar lasă această întrebare deschisă să lucreze în interiorul tău. Și cum anume te vizualizai în copilărie când îți imaginai ce vei face când vei fi mare? Dar mai degrabă uită-te la acele scenarii care îți umpleau inima de bucurie când te gândeai la ele. Efectiv, când te gândeai și te vizualizai că tu o să fii mare și că o să faci acele lucruri, aveai așa o stare de entuziasm. Aveai o stare de bucurie, aveai o stare de împlinire. Ce vizualizai, ce scenarii aveai și care te mișcau în interiorul tău? Deci permiteți în continuare să apară acele răspunsuri și vezi acele imagini. Ce le spuneai celor din jurul tău că vrei să te faci când vei fi mare? Ce anume vizualizai despre tine? Și poți să mergi inclusiv în adolescența ta, aproape de liceu. Poți să mergi și să vezi și acolo ce indicii găsești cu privire la ce te vedeai tu, legat de misiunea ta, în ce roluri te vedeai. Și am să-ți dau exemplu meu ca să vezi cum aceste indicii se leagă cu misiunea pe măsură ce ești dispusă să cauți în interiorul tău. Eu, când eram mică, mă vedeam în rol de medic și să susțin oameni în vindecare și mă vedeam, sigur, și în rol de profesor. Dar ce a fost interesant, două roluri în care mă vedeam și au legătură cu ceea ce fac eu acum, este că mă vedeam în rol de călugăriță, am vrut să mă fac călugăriță. Și asta a fost clar în clasa 8-a, pentru că eu aveam încă de atunci o profundă conectare cu Divinul, cu Dumnezeu, prin bunica mea care m-a ghidat pe calea aceasta. Și ce mă mai vedeam a fost să fiu prezentatoare de știri. Și astea sunt două imagini care pe mine mi-au dat așa o împlinire când mă gândeam la ele. Și am avut un mare aha zilele trecute când am înregistrat un audiobook despre misiunea personală și am avut un moment când înregistram acel audiobook într-un studio. Am avut un script, așa cum au prezentatoarele de știri, și pentru că mi l-am pregătit dinainte ca să pot să-l înregistrez, și mi-am dat seama că eu, în acel moment, sub o altă formă, desigur,
făceam ceea ce eu mă vizualizam înainte cu 20 de ani. Da, e o altă formă. Nu era la TV, dar eram în partea aceasta de audio. Acum sunt în partea de video cu voi. Și partea asta de legătura cu sufletul, pentru că misiunea ce le susțin eu pe femei este să se conecteze cu sufletul lor, cu sinele lor și să-și găsească acolo răspunsurile legate de misiunea lor. Și vreau să vă spun că aceste două roluri în care eu mă vedeam acum 20 și ceva de ani, eu acum le pun în practică. Și de asta sugestia mea este să căutați în aceste roluri, să căutați, să vedeți ce anume vedeați la liceu, la facultate, ce iubeați să faceți și este natural în interiorul, era natural să faceți acele lucruri. Deci acestea sunt două mari, să zic, etape din viață unde nevoie să vedem indiciile legate de misiunea noastră. Copilăria și partea de adolescență. Când tu vroiai să mergi la acel liceu, la acea facultate, care a fost motivul pentru care ai ales acel liceu, acea facultate? A fost pentru că tu iubeai să faci să mergi pe acel domeniu și era ceea ce ți se potrivea în acord cu cine ești tu? Sau mai degrabă ai ales să mergi la acea facultate sau la acel liceu pentru că a spus mama, pentru că a spus tata sau pentru că a mers prietena? Important să-ți dai răspunsul la această întrebare, pentru ca să poți să vezi ce a stat la baza deciziilor legate de misiunea ta în viață. Și acum să mergem mai departe și vreau să vă vorbesc despre... O să ne întoarcem la exerciții legate de misiunea personală în etapa aceasta și mai am pregătite câteva exerciții pentru voi. Vreau să vă vorbesc despre capcana care stă în calea misiunii tale și cum să eviți. Și vorbesc despre această capcană, cred că pe care am văzut-o la cel puțin 90% dintre femeile cu care am lucrat până acum. Am lucrat cu peste 300 de femei pe care le susțin să-și găsească, pe care le-am susținut să-și găsească misiunea și darurile lor. Și cea mai mare capcană care stă în calea misiunii tale și care te face să nu-ți valorizezi darurile, talentele, capacitățile, abilitățile, este comparația. Comparația cu alte femei care ai senzația că au alte daruri și alte capacități decât tine. Comparația cu oameni pe care tu îi pui pe piedestal în mintea ta și te uiți la ei. Uite-te ce bine se descurcă, uite ce bine vorbește X, uite ce bine vorbește, ce bine face. Uite-te cum a ajuns în viață. Și comparația poate să fie pe mai multe planuri. Poți să te compari cu persoane pentru că au anumite bunuri pe care tu nu le ai. Poți să te compari cu persoane pentru că au anumite trăsături, calități care tu ai senzația că îți lipsesc. Că îți lipsește curajul, că îți lipsește să fii descurcăreață, că îți lipsește blândețea și așa mai departe. Poți să te compari cu persoane pentru acțiunile pe care le fac. Pentru că, uite, a acționat să iau decizie în viața ei, că a realizat ceva prin acțiunile pe care ea le-a făcut. Și poți să te compari cu persoane care au un anumit statut social. De exemplu, păi dacă e un avocat, dacă este un medic, dacă este o vedetă, dacă este un autor de dezvoltare personală. Și toate aceste comparații te distrag de la adevărata ta misiune. Pentru că tu în timp ce te uiți la ceilalți și te compari cu ei, tu unde crezi că te situezi? Dacă cineva este pe piedestal și te uiți la el, wow, ce faină e femeia aceasta, wow, ce bine se descurcă, wow, ce bine este, tu unde o să fii? O să fii sub piedestal. Și atunci, cât timp tu te situezi aici în viața ta, în inferioritate, pentru că e doar în percepția ta acest lucru, și te uiți la ceilalți și ai senzația că ei sunt mai speciali, ai senzația că au daruri mai speciale decât tine, că sunt mai mult decât tine, tu ce faci este că în acel moment îți devalorizezi proprii tăi talanți, propriile tale daruri
propriile tale capacități. Și ce te îndemn eu să faci, și doar dacă faci asta de astăzi înainte, a meritat să-ți dai timpul tău pentru a viziona această prezentare, este să începi să te valorizezi pe tine și să vezi ceea ce tu ai, comoara din interiorul tău. Pentru că dacă încă te compari cu alții, înseamnă că tu nu ți-ai descoperit comoara din interiorul tău și acei talanți pe care tu ai în tine. Și asta te îndemn să faci, pentru că atâta timp cât te vei compara cu alții, inclusiv în domeniul misiunii tale, și mie mi s-a întâmplat asta, când am început inclusiv de anul trecut și anul acesta să merg pe partea aceasta de misiune personală și să creez propriile mele cursuri și să fac cursuri pentru femei, am uitat la alții și am zis, uite că celălalt are mai multă structură, știe să prezinte mai bine. Și am început să intru să nu mai mă valorizez atunci pe mine. Și mi-am schimbat, am lucrat la acest aspect cu interiorul meu și din acel moment știu cine sunt și știu ce am de oferit lumii. Și știu că fiecare om de aici apreciez și onorez ceea ce el are, pentru că știu că există loc pentru fiecare pe lumea aceasta și nu este cu nimic mai special decât mine și de asemenea nici eu nu sunt cu nimic mai special decât alții. Deci nici eu nu sunt mai specială, nici nimeni nu este mai special. Fiecare și are locul lui aici pe pământ și are cu ce să contribuie prin misiunea lui în această viață. Deci aceasta este capcana pe care, dacă din această seară, la care din această seară începi să devii conștientă, când ți se activează această parte de comparație, să începi să te întrebi, oare ce am eu valoros? Ce am eu de valoros și ce îmi place mie și ce iubesc să fac și prin asta pot să servesc oamenii, este un pas important pe care îl faci în direcția misiunii tale. Și acum o să-ți povestesc despre care a fost provocarea mea în descoperirea misiunii. La vârsta de 22 de ani, am terminat două facultăți. Pentru că am zis, păi, dacă nu-i facultatea A, e facultatea B. Am zis, păi, dacă nu-mi este cu filologia și științele umane, lasă că o să-mi găsesc eu ceva de muncă, de lucru pe partea aceasta de științe exacte, pe economie. Am terminat cele două facultăți și într-o zi vorbeam cu mama la telefon. Ce am vorbit cu mama la telefon este că mă întreabă o întrebare care în momentul acela m-a lăsat fără glas, m-a lăsat fără cuvinte. Alina, și ce urmează? Ce să faci cu viața ta de acum încolo? Ce meserie o să ai? Habar nu aveam ce să-i răspund. Am terminat două facultăți, dar eu habar nu aveam încotro, habar nu aveam ce vreau de la viață, habar nu aveam pe ce cale o să merg. Și a fost o întrebare care m-a cam trezit la vârsta aceea, pentru că nu știam ce să-i răspund. Și avea mama o propunere pentru mine, care la vremea aceea părea să fie propunerea sau ideală, să zic așa. Ei erau deja plecați în Bruxelles de mai bine de ani buni de zile și mi-a spus, Aina, dar ce-ar fi tu să vii la Bruxelles, să lucrezi la Comisia Europeană, se câștigă bine aici, poți să faci 3.000 de euro pe lună, o să fii și cu noi și e un job care îți oferă stabilitate și o să te descurci și poți să fie bine. În momentul acela aveam și eu măcar o cale pe care să mă ducă, alta nu știam. M-am dus în Bruxelles, am început să merg pe, să fac cursuri, să trec testele pe care trebuia să le dau pentru a fi comisar european. Am început să studiez, să merg la cursuri, dar între timp am descoperit ceva care pe mine m-a împlinit foarte mult. Stăteam până la 2-3 noaptea, studiam, mă documentam, citeam și era vorba despre domeniul dezvoltării personale. Am studiat mult, am citit cărți, au fost primele cărți pe care eu le-am citit și nu mă mai săturam. Vreau în continuare să găsesc răspunsul la întrebările mele. Iar pe de altă parte, când era vorba să învăț pentru a merge la Comisia Europeană și să trec acele teste, deși mie mi-a plăcut să învăț și mi-a plăcut partea aceasta de a învăța, mă strângeam, nu aveam niciun chef, nu aveam nicio chemare,
Tot timpul amânam să învăț, îmi găseam alte lucruri de făcut, nu se lega nimic de mine. Mama a început să fie din ce în ce mai îngrijorată. Pentru că, pe de-o parte, vedea că eu n-am nicio treabă cu Comisia Europeană și nu venea să învăț. Pe de altă parte, eu stăteam noapte până la 2-3 noapte, mi-am deschis o pagină de Facebook pe atunci și dădeam și împărtășeam altora din cunoașterea mea, dădeam share articolelor, scriam pe o pagină de Facebook. Și la un moment dat am trecut prin mari conflicte atunci cu mama, pentru că, efectiv, a ajuns să-mi spună că nu o să reușesc nimic în viața mea, că viața mea o să fie zero, că o să-mi ratez viața, că eu nu sunt în stare de nimic, că eu nu o să fac nimic cu viața mea, că toate celelalte și au fost niște vorbe care au fost foarte dureroase pentru mine, pentru că simțeam că nu mă înțelege și a ajuns să fie disperată și credea că prin toate criticile pe care le-am primit atunci o să mă motiveze. Asta era varianta prin care ea credea că o să mă motiveze să fac și eu ceva cu viața mea. Și ce s-a întâmplat este că, treptat treptat, mi-am dat seama că am primit toate mesajele de la sufletul meu că locul meu nu era acolo. Nu aveam chef să învăț, nu aveam, n-aveam nicio viziune despre, a, nu mă vedeam acolo să lucrez la Comisia Europeană, aveam stări din ce în ce mai de oboseală, de lipsă de chef, de motivație, de nonsens. Am avut multe simptome, sunt patru categorii de simptome pe care sufletul ți le dă și am pus toate aceste categorii de simptome într-un ghid audio pe care l-am creat despre misiunea personală. Am primit toate simptomele și le-am identificat, iar la un moment dat am făcut un curs de coaching, de formare pe partea aceasta de coach, iar mama mea nu mai putea când au auzit că eu mai vreau să fac coaching. Adică după ce m-au susținut să merg la două facultăți, când mi-am spus că vreau să fac coaching, mi-a spus: ce vrei să faci? Coaching? Și acum știu că ea zicea coaching. Dar după ce te-a trimis la două facultăți? Tu ce o să faci cu viața ta? Dar după, de ce nu ai spus tu că vrei coaching de la început? În cele din urmă, mi-a făcut a trebuit să-mi fac eu bani pentru că ea nu mai vroia să mai mă susțină pe partea aceasta. Și mi-am dat seama, momentul cel mai greu pentru mine a fost în momentul când mi-am dat seama că locul meu nu este în Bruxelles, că locul meu nu este acolo. A fost una dintre cele mai grele decizii ale vieții mele pe care a trebuit să le iau. Și a fost acel moment în care a fost nevoie să mă uit în ochii părinților mei și să le spun: locul meu nu e aici. Nu aceasta este calea mea. Și a fost provocator acel moment, pentru că ei aveau așteptarea de la mine ca eu să merg pe calea aceea de a lucra la Comisia Europeană și să am o stabilitate, dar sufletul nu spune asta. Și mergând mai încolo, când mi-am dat seama că vreau să vin în România, habar nu aveam ce o să fac, habar nu aveam încotro, doar știam și sufletul mi-a dat indiciu că locul meu nu e acolo, că nu mai mă, nu e despre a fi acolo. Nu știam încotro, nu știam ce să fac aici, n-aveam bani, n-aveam unde să stau, dar mi s-a ivit oportunitatea cu o colegă din cursul de coaching cu care lucram, mi-a făcut o propunere să vin la un interviu în București. Așa am ajuns la un interviu în București. La un interviu să lucrez ca educatoare și să-i susțin într-un centru educațional, să-i susțin pe copii, era un centru care valoriza dezvoltarea talentelor, abilităților la copii. Și pe asta era focusul. Și vreau să spun că, efectiv, în momentul în care le-am spus alor mei că vreau să mă întorc în România, a fost cel mai greu moment din viața mea. Și a fost nevoie să mă confrunt cu cea mai mare frică pe care o aveam atunci. Cea mai mare frică pe care o aveam în acel moment a fost că o să mă reîntorc la mama, care o să-mi spună: ți-am spus eu? N-ai vrut tu să asculți de mine? Acum treaba ta, te descurci. Deci în momentul în care am lucrat cu această frică, cu acest blocaj și mi-am asumat această variantă, în momentul acela au început să apară sincronicitățile care mi-au
m-au susținut în misiunea mea. O sincronicitate a fost. Deci, vreau să vă spun un lucru. În momentul în care îți spui da misiunii tale și îți accepti și îți asumi misiunea în această viață, o să beneficiezi de tot suportul pe care Universul o să ți-l trimită în calea ta. Ce s-a întâmplat la mine a fost așa. Am găsit un loc de muncă ca și babysitter, ca să-mi fac banii de drum și de cazare, pentru că eu nu aveam bani de drum și de cazare. Am avut această propunere de a veni, după ce am luat decizia că vin, nu știu la ce vin, dar vin, să lucrez ca și adică să vin la un interviu ca și educatoare. Am avut unde să locuiesc o săptămână în București, am avut un chilia unei mănăstiri franciscane, unde am stat o săptămână. O prietenă de-a mea, tocmai după ce am stat săptămâna aceea în București, a plecat. Ea nu puteam să stau la ea pentru că nu aveam unde, dar ea a fost plecată o săptămână și tocmai că am putut să stau cu colega ei de cameră. Deci toate sincronicitățile au apărut în viața mea când eu mi-am urmat misiunea. Și când am spus da, mă întorc în România, chiar dacă nu știu cum o să fie, chiar dacă mi-e teamă, chiar dacă știu că sufletul meu mă cheamă acolo. Și a fost o provocare pentru mine când familia mea mi-a spus: treaba ta, descurcă-te singură, dacă rămâi aici, noi te susținem, dacă mergi în România, e treaba ta. A fost cel mai greu moment pentru mine să văd că nu am susținere din partea lor. Dar acum înțeleg sensul acelui moment. Pentru că a fost nevoie să-mi văd puterea mea de a merge pe propria mea cale. Și apoi să pot să-mi urmez misiunea. Și după acest moment, ce s-a întâmplat este că am ajuns la acel centru, am luat interviul, am fost educatoare și am iubit foarte mult partea aceea de a lucra cu copiii. Și la un moment dat a fost o provocare, tot așa, în acel centru, pentru că am rămas cumva pe din afară, trebuia să trec pe full-time. Și în momentul acela mi-am pus întrebarea, timp de câteva luni bune de zile, eu am simțit că e ceva mai mult, e ceva mai mult la care eu pot să contribui în această viață. Și așa mi-am descoperit misiunea personală. Și pentru mine, acel moment de asumare, când am spus da misiunii și am lucrat cu interiorul meu ca să merg pe ea, a fost cea mai bună decizie din viața mea, deși recunosc că a fost o decizie provocatoare și nu a fost o decizie ușoară. Ce vreau să vă spun este că universul, viața, îți dă toată susținerea, toată stabilitatea de care tu ai nevoie ca să mergi pe propria ta cale. Și chiar dacă nu ai susținere de la cei care sunt alături de tine sau poate sunt în familia ta sau prietenii tăi, că de obicei tocmai de la cei care te aștepți, poate nu ai susținere din partea lor, o să ai susținere din partea altora. O să ai susținere din partea unui mentor, o să ai susținere din partea altor prieteni, susținere din partea unei comunități. Universul îți trimite suportul și susținerea de care tu ai nevoie ca să mergi pe calea ta. Și acum, în ultima parte, vreau să-ți vorbesc despre indicatorii care îți arată misiunea. Știți, poate mulți dintre voi aveți mașină. Și când mergi cu mașina, te uiți la mesaje, te uiți la semnele care, ca să știi când oprești, când ai stop, când accelerează, și urmărești aceste semne, pentru că dacă nu ai avea aceste semne pe drum, nici n-ai ști încotro și cum ai ajunge la tine acasă. Mai mult există și acel GPS, și care îți arată cum să ajungi la tine acasă. Așa este și cu sufletul, care ne transmite mesaje, semne, indicatori, care ne arată care este propria noastră misiune. Și în această seară, în continuare, am să vorbesc despre acești indicatori. Primul indicator despre care urmează să-ți vorbesc și apoi o să facem și câteva exerciții este intuiția. Știm despre intuiție și faptul că voi sunteți aici în această seară mi-arată că aveți încredere în intuiție, pentru că intuiția este unul dintre cel mai mare indicator și resursă
pe care noi oamenii o avem pe pământ, care să ne ghideze în misiunea noastră. Misiunea este vocea sufletului. Misiunea este acea voce care îți șoptește încet, încet, abia că poți să auzi câteodată, ca să poți să o asculți, e nevoie să ai momente de tăcere, momente de liniște, momente de meditație și care te ghidează și îți arată calea. Și poți să ai mai multe, poate să se manifeste prin diferite forme. Poate să se manifeste prin acea voce care îți șoptește ce decizie să iei, pe ce cale să o apuci. Poate să se manifeste printr-o viziune, printr-un flash, prin ceva care te cheamă să manifesti. Sau poate să se manifeste prin ceea ce tu simți în interiorul tău. Pur și simplu știi. Știi că aceea este calea, știi că acesta este mesajul. Deci, intuiția este o resursă și cea mai profundă resursă, una dintre, pentru că o să vedeți că sunt și altele, care ne arată calea. Pentru că ce se întâmplă după ce auzim această intuiție, se mai întâmplă într-adevăr să vină mintea care să zică eu nu pot, eu nu sunt în stare, e prea greu, e prea provocator. Dar acea primă voce care te ghidează este vocea sufletului. Și fiecare om de pe pământul acesta avem intuiție. Întrebarea mea către tine, tu cât de mult asculți de intuiția ta? Cât de mult ții cont de ghidarea pe care tu o primești prin intuiția ta? Deci asta în primul rând. Apoi, un alt indicator este inspirația. Când tu ești pe calea ta și trăiești misiunea și ca să te asiguri că trăiești misiunea și să poți să verifici acest lucru, inspirația este un alt indicator care îți arată și îți confirmă că ești pe calea ta. Ce înseamnă și mai concret asta? În momentul în care tu faci acea activitate prin care aduci o contribuție în lume, primești inspirație. Primești inspirație despre cum să creezi, primești inspirație despre cum să vorbești, primești inspirație despre cum să scrii, cum să pictezi, toate celelalte lucruri. Inspirația este acea energie profundă de stare de flow, unde ești în conectare cu sufletul tău, care te ghidează. Și nu este doar predestinată, ca vorbim, știm despre inspirația pe care o primesc artiștii, este pentru orice om care își face misiunea. Și constructorii au inspirație, și cei care scriu texte, da, au inspirație, și terapeuții au inspirație. Deci, inspirația, adică tot îți vin idei despre cum să creezi, tot îți vin idei despre cum să poți să contribui și inspirația este o resursă importantă și care îți arată că străiești calea. Și întrebarea mea este pentru tine, cât de mult te simți inspirată în actualul tău loc de muncă? Cât de multe idei, cât de mult te simți în starea de flow? Cât de mult simți o stare de conectare? Cât de mult simți starea aceasta de inspirație în ceea ce faci? Pentru că dacă nu simți inspirația acolo, înseamnă și poate să fie un indicator că nu aceasta este calea ta. Apoi, o altă resursă importantă este entuziasmul. Entuziasmul înseamnă acea energie care crește în tine. Simți că îți dă, e ca și motorul care te alimentează pe calea ta. Când tu faci ceea ce iubești să faci, pentru că misiunea înseamnă să faci ceea ce iubești să faci și prin asta să aduci o contribuție în lume. Și să găsești la ce ești tu bună, pentru ce ai fost tu creată, ce este acel lucru pe care tu iubești să-l faci. Deci, inspirația este următorul indicator care îți arată că entuziasmul este următorul indicator care îți arată că străiești misiunea. Întrebarea mea către tine este cât de mult entuziasm simți în ceea ce tu faci în actualul loc de muncă sau în viața ta sau în activitatea ta. Pe o scală de la 0 la 10, unde 10 e maxim, 0 deloc în activitățile tale de zi cu zi, unde situezi acest entuziasm. Când îți trăiești misiunea,
ai motivație interioară. Nu e mai nevoie să vină cineva să tragă de tine. Un alt indicator este această motivație interioară, pentru că tu știi că ai un scop mai mare decât tine. Tu știi ce contribuție vrei să aduci în această lume. Și efectiv simți această motivație. Pentru că nu e nevoie ca nimeni să tragă de tine dimineața sau seara tău să faci acel lucru. Eu în acest live nimeni n-a fost nevoie să mă trezească să fac acest live, să vină să se tragă de mine. Pur și simplu îl fac cu multă iubire. Și motivația asta interioară vine când îți trăiești misiunea și când îți trăiești propria ta cale. Când nu îți trăiești misiunea și propria ta cale, o să tragi de tine, o să trebuiască să-ți aduci tot felul de argumente, o să trebuiască să te convingi că da, merită să fiu aici pentru că am de achitat chiria, am de achitat cheltuieli și așa mai departe. Ajungi să nu ai inspirație, ajungi să te simți pierdut, ajungi să te simți în ceață, ajungi să nu mai știi încotro. Dar când ai, ieși pe calea ta, acest indicator, motivația interioară, îți arată că îți trăiești misiunea. Și altceva, alt indicator este focusul. Când tu trăiești misiunea, ai focus să poți să-ți duci energia, resursele în direcția ceea ce tu ai de manifestat în această viață. Poți să spui cu ușurință, nu? Pentru că știi că ai ceva prețios pe care tu să-l dăruiești lumii. Și focusul înseamnă și această capacitate de a trece peste obstacole. Nicăieri în lume nu ai acest focus și această capacitate de a trece peste obstacole decât atunci când îți trăiești misiunea. Creierul tău, corpul tău este de așa fel construit și așa suntem construiți să primim cele mai mari resurse atunci când ne trăim misiunea. Iar următorul indicator este organizarea. În când tu trăiești misiunea, o să ai cea mai mare organizare în domeniul misiunii tale. Acolo o să ai cea mai mare organizare, cel mai mare focus. Și pentru asta am pregătit câteva întrebări, exerciții pentru tine, ca să poți să vezi în ultimile 3 luni ce mesaje, indicatori ți-a venit prin sufletul tău legate de misiunea ta. Și prima întrebare la care te invit să-ți răspunzi, poți să-ți răspunzi în agenda ta proprie, este: în ultimele 3 luni, care este activitatea prin care intri foarte ușor în stare de flow, în care timpul și spațiul nu mai există, iar inspirația vine fără să faci eforturi prea mari? Mai spun încă o dată întrebarea. Care este acea activitate din ultimele 3 luni în care intri ușor în stare de flow, în care timpul și spațiul nu mai există, iar inspirația vine fără să faci eforturi prea mari? Și te invit să scrii răspunsul. Poți să-l împărtășești și aici în chat sau poți să-l împărtășești în agenda ta, în jurnalul tău. Descoperă care este acea activitate. Poate să fie și două activități. De exemplu, la mine, în ultimele 3 luni, activitatea unde am fost inspirată și am avut flow și energie a fost să creez ghidul audio despre cum să-ți descoperi misiunea pas cu pas, unde 5 luni am lucrat la asta și am fost cea mai inspirată să fac. Și a doua activitate pentru mine a fost să fac coaching cu femei. Sunt în stare de flow, pot să fac coaching, fac și zi și noapte, mă trezesc și la 6 dimineața dacă e nevoie. Pentru că asta este misiunea mea și asta pe mine mă împlinește cel mai mult. Deci te invit să-ți răspunzi la această întrebare. Apoi, următoarea întrebare este: care este activitatea pentru care ai cel mai mult focus și organizare în viața ta? Adică acolo nu e nimeni să tragă de tine să faci acea activitate. Ai organizare, ai focus. Când tu te pui în stare să faci acea activitate, ai cea mai mare organizare. De exemplu, la mine, eu sunt organizată când vine vorba să fac programe educaționale pentru femei, când e vorba să fac coaching, dar nu o să am organizare când e vorba să fac curățenie în casă, de exemplu, la mine, pentru că nu asta este. Acolo n-am organizare pentru că nu este în misiunea mea să fac asta. Sigur, fac pentru că
Fac curățenie în casă, dar nu o fac cu împlinire, nu mă împlinește. Sunt alte femei care au și chiar am o clientă care ea iubește să facă ordine și curățenie în casă. Iar misiunea ei este să aducă ordine în viețile celorlalți și în lucrurile importante ale celorlalți, astfel încât ei să beneficieze de mai mult timp cu cei dragi. Deci asta este misiunea ei, să facă asta. Și chiar a început să dea curs acestei misiuni și să aibă primii ei clienți pe care să-i servească prin misiunea ei. Deci, care este la tine acea activitate unde ai organizare, unde ai focus? Și te invit să-ți răspunzi la această întrebare. Și apoi, următoarea întrebare. Care este acea activitate sau abilitate pentru care ai tot primit aprecieri de la cei din jur, deși ție nu ți se pare că faci mare lucru? Ce anume ți-au spus prietenii? Ce anume ți-au spus colegii de la locul de muncă? Ce anume s-a tot repetat și au tot venit oameni spre tine și ți-au spus: Băi, dar ce fain faci lucrurile ăla, îmi place tare mult cum vorbești, îmi place tare mult cum știi să faci lucrul acesta. Despre ce activitate ai fost mult apreciată, deși nu ți se pare mare lucru că faci acea activitate. Și te invit să dai răspunsul la această întrebare în agenda ta. De exemplu, eu, dacă mă uit în spate, în ultimii ani, prietenii de lângă mine îmi spuneau adesea: Alina, ai un mod din care tu poți să pui întrebări și mă ajut să găsesc răspunsuri. Alina, nu știu cum vezi lucrurile acestea în mine și unde ți-ai dat seama că eu sunt bună la asta, că eu nici n-am băgat până la urmă în seama acest lucru. Și o să vă spun o scurtă istorioară cu una dintre prietene, pentru că eu, intuitiv, mergând pe firul roșu al misiunii mele, eu îmi făceam această misiune și până acum, doar că acum am adus-o la următorul nivel. Sunt cel puțin 5 prietene pe cărora le-am spus și am văzut în ele acele daruri, abilități, capacități. Una dintre ele a fost tocmai colega mea de cameră când am ajuns eu în București, în urmă cu 8 ani de zile și, cum vă spuneam, prietena mea cea mai bună a plecat, m-a lăsat o săptămână să stăm cu colega ei de cameră și am auzit-o cântând. Și cânta și ea a început să meargă eu la un studio, să mai cânte, să mai facă un alt, adică era mai mult așa, ca și hobby-ul, partea asta de cântat. În acel moment, am auzit-o cântând și am spus: Anda, ai o voce, Doamne, ce voce ai! Deci, mi-ajunge la suflet vocea asta ta. Tu o să ajungi la vocea României. În momentul în care i-am spus asta, Anda, în acel moment, era atât de revoltată că mi-am permis eu să-i spun asta și mi-a spus: Eu la vocea României, eu nu am nicio șansă. Doamne ferește, acolo se duc cei mai buni, eu nu sunt la nivelul acela, apropo de comparație. Eu nu am nicio șansă, eu nu sunt acolo, n-am nicio șansă. Și ca și cum îți permis să zici așa ceva? Și era așa revoltată că, Doamne, cum am scos eu pe gură această parte, să-i spun așa ceva. Era revoltată și avea așa o rezistență când a auzit asta de la mine. 2 ani jumate mai târziu, cred că n-a trecut 2 ani, am fost împreună cu Anda, și puteți să o urmăriți și pe YouTube, Anda Dimitriu, am fost la Vocea României, alături de ea, în prietenii susținători, în echipă. A trecut de preselecție, a trecut de prima rundă, a trecut de a doua, a trecut de a treia, și Anda a ajuns să ia locul 2 la Vocea României. Cred că nu mai știu cât era, 2014? Anul? Sau 2015? Și de atunci încoace și-a asumat misiunea de a aduce bucurie în viețile oamenilor și de a-și face misiunea prin muzică. Face ore de canto, îi susține pe copii în a-și valoriza vocea și pe alte femei. Și în momentul în care am văzut asta în ea, ea încă nu văzuse asta în ea. De asta e important să vezi ce văd prietenii tăi în interiorul tău
Și uită-te ce anume tot ți s-a spus. Pentru că acolo este un indicator care îți arată că acel dar are legătură cu misiunea ta. Și ultima întrebare pe care ți-o adresez, legată de indicatorii despre care ți-am vorbit înainte. Care este activitatea prin care ți-ai aduce cu bucurie contribuția în lume, dacă ai ști că e imposibil să dai greș, iar banii nu ar fi o problemă? Care e acea activitate pentru care ți-ai aduce cu bucurie, contribuția, dacă ai ști că banii nu sunt o problemă, adică o să vină spre tine și că nu o să dai greș? Și scrie acel lucru pe jurnalul tău. Pentru că acolo, în aceste întrebări sunt indicatorii care îți arată care este misiunea ta. Pentru că, așa cum s-a spus, misiunea are legătură cu darurile, abilitățile, capacitățile cu care tu ești înzestrată, ești făcută pentru asta. Are legătură cu copilăria ta, în care tu ai acumulat o cunoaștere, o experiență, inclusiv că poate ai trecut prin niște greutăți pe care poate poi le-ai vindecat și poți să ghidezi și pe alții. Are legătură cu evenimentele majore din viața ta, care au avut sens și semnificație pentru tine. Și prin toate acestea aduci o contribuție în lume și e important să fie împlinite două lucruri. Să servești pe alții, să spese suficient de mult de alții și să spese suficient de mult de tine. E important să fie a dărui, a primi, pentru ca tu să-ți împlinești misiunea. A împlini și a dărui, pentru ca tu să-ți împlinești misiunea. Misiunea se manifestă prin a fi, din cine ești tu, din sinele tău autentic, pentru că vine din autenticitatea ta, din ceea ce tu iubești să faci, din ceea ce te inspiră, din ceea ce tu ai inspirație, ai flow, se manifestă prin a face și se completează prin a avea. Acesta este mesajul cu care vreau să rămâi în această seară, pentru că știu că tu ai daruri, abilități, capacități pe care poate până acum le-ai minimalizat, nu le-ai băgat în seamă și e momentul să le prețuiești, să le valorifici, pentru că dacă tu nu le valorizezi, nu le valorifici și nu le valorifici, alții nu o să facă. Ține de noi și este treaba și datoria fiecăruia dintre noi să valorizăm talanții pe care i-am primit, să îi înmulțim și prin asta să facem lumea un loc mai bun. Cam asta este mesajul cu care vreau să rămân în această seară. Și cred că vremurile pe care noi le trăim acum, aceste vremuri de profunde schimbări, când viața noastră este dată peste cap, ne cheamă mai mult decât oricând să ne urmăm misiunea. Și dacă ți-ai pierdut jobul, dacă ceva nu merge la jobul tău, dacă ceva nu merge în viața ta, dacă ceva acolo se încheie, înseamnă că e momentul să faci primul pas către misiunea ta. Eu, în ultimele 5 luni, am lucrat intensiv la un ghid audio, unde te ghidez pas cu pas, așa se și numește, descoperă-ți misiunea pas cu pas, drumul de la nu mai mă regăsesc în viața mea la îmi știu misiunea, îmi știu calea, unde am pus toată cunoașterea mea din ultimii 8 ani de zile, pentru că am trecut prin toate fazele misiunii personale, momentul de început, momentul de ascensiune, momente de obstacole, momente de încheiere, pentru că mi-am încheiat o formă a misiunii și mi-am încheiat un ciclu al misiunii mele la 30 de ani și am început un altul. Am pus toată experiența mea de lucru cu clientele pe care le ghidez în coaching să își clarifice misiunea și să facă pași pe ea și am tocmai ce este, să zic, scos din fașă acest ghid audio. Săptămâna trecută l-am trimis celor care l-au precomandat. Am avut 300 de comenzi pentru 300 de femei au accesat acest audiobook, Descoperă-ți misiunea pas cu pas, care conține 4 ore unde vorbesc despre
unde 4 ore structurate în 5 capitole audio cu informații teoretice și exerciții practice. Sunt exerciții practice care se găsesc într-un jurnal de lucru. Primești un jurnal cu 47 de exerciții și întrebări, la finalul căruia îți formulezi declarația misiunii tale. Te trec printr-un proces și te conduc și te ghidez în acest ghid audio prin regăsirea darurilor pierdute în copilărie, regăsirea darurilor pierdute în adolescență. În primul capitol vorbesc despre. Îți mulțumesc, Sandra, pentru că ai pus în comentarii mai multe detalii despre acest ghid audio. În primul capitol este un capitol introductiv. În al doilea capitol vorbesc despre puterea personală. Unde ți-ai cedat tu puterea personală și care e legătura dintre puterea personală? Cum să-ți recuperezi puterea personală ca să mergi pe misiunea ta? În al treilea mare capitol vorbesc despre misiunea personală, indicatorii misiunii personale, miturile despre misiunea personală, de asemenea despre exercițiul vocea misiunii tale, este un exercițiu valoros în acest ghid audio, și declarația misiunii tale pe care o să poți să o formulezi în jurnalul de lucru. Și apoi vorbesc despre 6 etape prin care trece orice persoană care își urmează misiunea. Care sunt 6 etape pe care ai nevoie să le parcurgi de la începutul misiunii, pas cu pas, și diferența dintre meserie și misiune. Este practic poți să ai acces la acest ghid audio, fie să cu conexiune la internet, doar dai click pe fiecare capitol și să-l asculți, fie să-l descarci în calculatorul tău, ai acces nelimitat de pe tabletă, de pe telefon, ai exercițiul vocea misiunii pe care l-am pregătit și l-am testat deja cu peste 300 de femei în sesiunile de coaching și ai jurnalul cu 47 de întrebări și exerciții practice în format PDF și sunt 4 ore structurate în 5 capitole audio. Și pentru cei care sunteți prezenți în această seară, în acest webinar, vă ofer cu mare drag, pentru că suntem și în preajma Crăciunului, o reducere de 50% pentru a beneficia de acest ghid audio. Tot ce e nevoie să faci este să folosești codul CADOU50, deci CADOU50, ca să beneficiezi de 50% reducere. Cu reducere, el este la 199 de lei, dar cu reducere beneficiezi de 9, doar 99 de lei. Este cadoul pe care să ți-l faci înainte de Crăciun și este cel mai bun moment, pentru că o să vezi că te ghidezi prin jurnalul de lucru, are 100 de pagini unde te ghidezi pas cu pas, să te reconectezi la darurile tale, să-ți clarifici misiunea și va fi nevoie să mergi printr-o călătorie interioară. Iar acest jurnal de lucru, caiet de exerciții, practic, poți să-l completezi inclusiv în PDF, este editabil. Dacă tu îl descarci acum seara, deja ai acces la el, îl completezi, completezi răspunsurile, iar la final o să-ți clarifici declarația misiunii tale. Ai toate detaliile pe linkul din comentariu puste aici. Intri pe linkul evoluăm-împreună.ro audiobook minus misiune și adaugi codul CADOU50, beneficiezi de 50% reducere și cu mare drag o să fiu alături de tine pentru că în acest audiobook te ghidez pas cu pas. O să ai o parte teoretică, apoi te ghidez să mergi să faci exercițiu din jurnalul de lucru. Ai o parte de teoretică, mergi în exercițiu să faci exercițiu și practic e nevoie să-ți aloci seara sau dimineața 30 de minute în fiecare zi la un ceai cald, pe o muzică calmă, ca să poți să regăsești în tine misiunea ta personală. Mie poți să-mi scrii cu mare drag pe pagina de Facebook Alina Mărioara Finta. Poți să-mi scrii și pe e-mail pe alinaarond@evoluamempreuna.ro și cu mare drag sunt alături de tine. Așa că acum este momentul când îți răspund la întrebări. Orice întrebare ai pentru mine, este momentul acum să mi-o adresezi pentru că avem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Dacă ai despre audiobook, dacă ai despre misiunea personală, sunt aici pentru tine.
Cu mare drag îți răspund la întrebări. O să mă aștept și Sandra să-mi spună dacă este vreo întrebare. Deci, primesc cu drag întrebările voastre. Îmi spune Felicia că de cele mai multe ori mi se întâmplă să îmi doresc a face ceva, un progres, apare gândul bun care îmi zice, este dreptul tău să încerci și să ajungi mai sus în viața ta, ai curaj și acționează, după care după ceva secunde vine o nouă voce și îmi spune nici să nu te gândești să încerci. Nu vezi că nu poți, nu ai cu ce, nu ai de ce. Și tot mai multe voci apar care se contrazic și simt o presiune puternică asupra capului și încep să intru într-o stare de tremur necontrolat și tind să bat în retragere. Mulțumim tare mult, Felicia, pentru împărtășire. Apreciez curajul de a împărtăși asta cu noi în această seară. Ce te ghidezi, ce-ți sugerez ție să faci în acest context când apare acea voce? Acea voce internalizată, care spune că nu vezi că poți sau că nu ai de ce sau că nu ai cu ce, este voce pe care ai internalizat-o de la o figură autoritară. Fie că este vorba de mama, fie că e vorba de tata, fie că e vorba de un profesor, fie că e vorba de altcineva, ai internalizat atât de mult acea voce încât ai nevoie să poți să o dizolvi din interiorul tău, iar ca să poți să o dizolvi, ai nevoie să dai jos de pe piedestal oamenii, fie cei pe care i-ai pus în familia ta sus pe piedestal, fie alții pe care tu îi vezi tot timpul și te compari. Întrebarea mea la tine și ce sugerez să faci este să-ți faci o listă și acest exercițiu se află și în ghidul audio cum să descoperi misiunea pas cu pas, să-ți faci o listă cu cele 5 persoane cu care te compari cel mai mult și să începi să vezi care sunt trăsăturile cu care te compari și cum regăsești în tine acele trăsături. Și astfel, acea voce o să se diminueze. Ok. Dacă mai aveți întrebări, cu mare drag sunt aici. Zicea Felicia că trebuie este de fapt o obligație pe care ne-o creăm singuri. Exact. Și dacă tu îți creezi o obligație din misiunea personală, o să te frânezi în a o manifesta. Bun. Ia să vedem, Sandra, dacă mai ai. Deci, dacă nu mai sunt întrebări, dragilor, cu mare drag puteți să scrieți și pe Alina Mărăra Finta în această seară și răspund cu drag la întrebările voastre. Eu vă mulțumesc tare, 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 tare mult pentru prezență, că ne-am întâlnit în această seară și că această prezentare o să fie cât mai vizibilă pentru multe persoane. Sunt alături de voi. Puteți să beneficiați de cadoul pentru comunitatea România Meditează și să adăugați codul CADOU50 și chiar o să te rog, Sandra, dacă poți să pui și acest cod CADOU50 ca să știe lumea că primesc această reducere pentru ghidul audio cum să-ți descoperi misiunea pas cu pas. Cred că am o întrebare. Ia să vedem, ajut aici. Alina, cum ai reușit să treci de toate temerile, mai ales că ai trăit la nivelul 0 fără să ai sprijin material? Întrebare de Roxana Caprioara. Mulțumesc! Cum am reușit să trec de toate temerile? În primul rând, a fost pas cu pas. Ce m-a ajutat foarte mult pe mine a fost să văd că viața mi oferă suport. N-am avut suportul, să zic, de acasă, dar a venit acea propunere să vin la București să lucrez cu copiii. A venit acea propunere de a avea unde să locuiesc o săptămână. Și am văzut că dacă eu mi-asum această misiune, am văzut că am suport. Deci cea mai mare creștere a noastră în misiune este când dăm de o provocare, de o frică, de o temere și primim suport de la viață. În egală măsură, o primim de fiecare dată. Și m-a ajutat să văd că, băi, nu sunt singură, că am suport, că sunt oameni care mă ghidează. Ce m-a mai ajutat pe mine ca să-mi înfrâng aceste temeri este să mă gândesc, băi, care mi-e planul B? Dacă lucrurile nu-mi ies, dacă chiar nu iese ceea ce vreau eu, care mi-e planul B? Adică, băi,
Și m-am gândit la un plan B. O prietenă dragă mie a vrut să mă primească timp de vreo 6 luni la ea acasă, până când eu o să-mi găsesc ceva ca să merg pe calea mea. Deci am văzut că a venit suportul. Ea mi-a spus, hai de la mine, stai măcar 6 luni, pune-te pe picioarele tale și apoi vezi ce faci. Deci suportul vine în misiunea ta. Vezi și acum în viața ta ce oameni sunt acolo să-ți ofere suport. Doar că e nevoie să spui da. E nevoie să spui da acestei misiuni. Pentru că dacă tu nu încerci să faci să mergi pe cale, să faci primul pas, și suportul ar putea nu să primești suport. Adică e nevoie să faci primul pas și să mergi, să-ți accesezi curajul, chiar dacă ți-e teamă, să mergi pe această misiune. Ce m-a mai ajutat a fost așa, un plan B, am zis, băi, am un plan B, să văd suportul, să văd oamenii care sunt și am lucrat cu fricile mele interioare. Am lucrat atunci cu un terapeut care m-a ajutat să deblochez niște aspecte din interiorul meu și asta mi-a fost de folos ca să încep să fac primul pas. Pentru că dacă faci primul pas în misiunea ta, sufletul, universul, viața ți-l arată pe următorul. După ce îl faci pe următorul, primești următorul pas. Deci tu o să ai ghidare pas cu pas în misiunea ta. Dar dacă te aștepți să știi toți pașii de la început, tot puzzle-ul, nu așa funcționează misiunea. Misiunea ți se relevă treaptă cu treaptă. Știi ca și cum pășești scările ca să ajungi la tine acasă, să intri în casă. Urci o treaptă, după ce urci o treaptă, mai vezi că mai sunt niște trepte. Așa este și cu misiunea personală. Mai am o întrebare de la Felicia. Ar mai fi ceva? Cum aș putea să trec mai ușor peste acest nu-mi da voie să greșesc? Deoarece simt că o presiune când se întâmplă astfel și mă necăjesc pe mine personal, mă detest și mă judec singură, că sunt incapabilă să fac ceva perfect de la bun început. Felicia, ce văd eu din împărtășirea ta este că ți-ai creat o fantezie sau despre perfecțiune. Perfecțiunea este un produs al minții, o fantezie pe care ne-o facem despre ce ar trebui să fim, cum ar trebui să fim. Dacă tu îți vei ghida viața după această iluzie, fantezie despre cum ar trebui să fie perfect, vei ajunge să intri în anxietate continue. Ca să înveți să-ți dai voie să greșești, e nevoie să lucrezi cu momentele din trecutul tău și cum lucrez eu cu clientele pe care le am, lucrez cu momente din trecut unde, și e important să-ți faci o listă cu 10 momente unde ai perceput că ai greșit și că te-ai judecat că acea greșeală a adus mai mult negativ decât pozitiv. Că acea greșeală a fost ceva negativ, a fost mai mult o durere. După ce faci o listă cu cele 10 momente, 20 de momente din trecut unde ai greșit, începi să dizolvi vina și rușinea din acele momente, ca să te eliberezi de bagajul ăsta emoțional pe care îl poți de ani mulți cu tine, pentru că teama de a greși din prezent are în spate momente multe în care ai simțit că a greșit este ceva rău și că nu e ok să faci asta. În misiunea personală, a greși și a nu greși face parte din proces. Este imposibil să nu greșești. Dar dacă îți schimbi perspectiva și vezi că cât de bine a fost în acel moment că ai greșit și ce ai învățat din acel moment, o să poți să mergi la următorul nivel să evoluezi. Fă-ți o listă cu toate momentele în care ai perceput că ai greșit. Vezi cum te-au servit. Pune întrebarea, cum a învățat acea greșeală? Ce m-a învățat despre mine acea greșeală? Și cum am îmbogățit acea greșeală, ce am descoperit despre mine. Și în astfel, în modul acesta, îți flexibilizezi mintea și creezi noi conexiuni neuronale, astfel încât să ai energie și curaj să greșești din nou. Pentru că dacă îți faci fantezia că misiunea înseamnă doar succes, doar să faci bine, doar să nu greșești, asta este o fantezie, n-are legătură cu misiunea personală și te va ține pe loc, te va ține destul de în gardă. Bun, deci asta este întrebarea Felicei la care am răspuns. Și tot așa, o altă întrebare, pentru blocajele interioare, aș avea o întrebare legată de credințele limitative din copilărie. Cum aș putea proceda să nu mai dau curs ideilor joase, adică credințele limitative? Credințele limitative din copilărie vin în urma unor evenimente în care mintea noastră a înregistrat că în acel eveniment a avut mai mult negativ decât pozitiv, mai mult, multă durere.
Și aceste credințe limitative vine de la cele voci ale figurilor autoritare pe care le-ai pus pe piedestal și e nevoie să lucrezi cu acele figuri autoritare, să le dai jos de pe piedestal din mintea ta, pentru că astfel se vor duce și convingerile limitative odată cu ele. Deci cam asta este procesul prin care să dai jos și să te întrebi, această convingere limitativă, că nu sunt suficient, păi de cine anume din trecut îmi aduce aminte? În primul rând să identifici persoana de care îți aduce aminte acea convingere limitativă. Și apoi să lucrezi, să dizolvi piedestalul, pentru că orice convingere ai însușit-o, ți-ai însușit-o în viața ta, ți-ai însușit-o pentru că tu la un moment dat ai văzut pe cineva că este mai sus decât tine. Ok? Bun, dragilor. Dacă nu mai sunt întrebări, vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Scrieți-mi pe Alina Mărioara Finta pe pagina mea de Facebook Evoluăm Împreună sau pe alinarondevoluămîmpreună.ro. Vă aștept cu mare drag în călătorie alături de mine, alături de ghidul audio Descoperă-ți misiunea pas cu pas și vă reamintesc de codul de cadou 50 ca să beneficiați de el în această seară la 50% reducere. Vă îmbrățișez. Vreau să mulțumesc organizatorilor România Meritează Summit pentru această invitație, pentru acest prilej de a fi în această seară împreună cu voi și să vă urez să aveți parte de sărbători în armonie cu voi, să vă descoperiți calea care să vă împlinească pe voi cel mai mult în această viață și să faceți primul pas, pentru că primul pas contează. Vă îmbrățișez și o seară minunată și sărbători cu multă bucurie vă doresc. Și aduceți-vă aminte că misiunea, a trăi misiunea înseamnă a trăi în bucurie. Seară frumoasă!